poliția nu a reacționat, aceiași părinți responsabili sau rude maturi sau cine știe ce exploatatori au ieșit din nou în capătul viaductului cu copilul la cerșit. Copilul umblă printre mașini, dar ei stau pe, uite-s, doi copii chiar, dar ei stau pe trotuar și supraveghează. Sunt la poliție, dar tare puțin probabil ca poliția să facă ceva. Probabil au și ei ceva de câștigat din asta. Mafia cu epoleți, din exploatarea copiilor. Da. Unde începe bulevardul Dacia? Bine. Bună seara! În capătul viaductului, la începutul bulevardului Dacia, stau doi copii și cerșesc pe stradă. Și niște maturi îi supraveghează de pe trotuar. Se termină viaductul înainte de a intra pe Hristo Botev și înainte de a intra pe bulevardul Dacia. Până la semafor. Oleg Brega. Bun, aștept, mulțumesc. Înțeleg că se ocupă de asta poliția de la Botanica. Să vedem ce o să facă.